Poliția rutieră din Câmpina are o nouă mașină. Autoturismul marca Dacia Logan MCV a ajuns la Câmpina acum câteva zile, dar încă nu a fost pus în funcțiune. Mașina este dotată cu radar, cu camere de supraveghere, atât în interior cât și în exterior, dar și cu etilotest. Poliția rutieră Câmpina a primit în dotare un autoturism Logan MCV, un autoturism break, pe care este amplasată aparatura de măsurat viteza autovehiculelor în trafic. Este o aparatură cu totul nouă, un aparat deosebit de performant ca aparatură radar. Plus de asta, autoturismul în sine mai are și alte dotări folosite atât în munca operativă de zi cu zi, cât și la cercetarea la fața locului în cazul accidentelor de circulație. Pot să exemplific că pe lângă aparatura radar este dotat cu aparat etilotest, aparatură de iluminare pe timp de noapte pentru diferite zone în momentul când se face cercetarea, aparatură și echipament de protecție pentru polițiști în momentul când fac cercetarea accidentelor de circulație, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, acei piloni reflectorizanți, bandă de izolare a locului faptei și așa mai departe, cât și alte dotări specifice poliției. Autoturismul este foarte bun, este performant și, cum am mai spus și mai înainte, pentru noi este deosebit de dotat față de ce am avut până acum. Îl așteptam, știam că trebuie să apară aceste autospeciale sunt. La nivelul județului Prahova sunt 11 asemenea autoturisme. Poliției municipiului Câmpina i s-a repartizat unul, de asemenea vecinii noștri de la Băipăi și Breaza, precum și celelalte structuri din județ beneficiază de astfel de autospecial. Dotarea care o are privind înregistrarea video și a sonorului pe timpul desfășurării activității lucrătorilor respectivi cu autospeciala, aceasta înregistrează imaginile video și sonorul în zona unde este autoturismul staționat, deci pe lângă el. Pot fi înregistrate atât convorbirile agentului cu conducătorul auto care este oprit sau care vine la autoturismul poliției, cât și în interiorul autoturismului.